suport. Să mai suport. La munte vreau să mă întorc. Dacă ai un ghid nebun și un nebun să-ți cânte. Mă înțelegi? Dacă vrei să-ți cânt, să-mi spui. Toată ziua. Te caută moartea pe acasă, îți lasă parfumul la ușă, îți lasă și coasa pe masă, te-ndeamnă micuța ghidușă. Hai, vino munci, munci că unci, te primim sub o creangă pe culmea cea largă. Hai, vino munci, cu amicii tăi mulți, la umbră de cetin, vă așteptăm prieteni. Îți place, nu? Da! Duci către muntele ascuns, prin ceață zăpadă polei. Duci tot mai sus, tot mai sus. Ai zis ceva, te-am înregistrat, da? Bun, acum ce mă interesează pe mine de la tine, să-mi spui ce specii punctează astăzi. Bun, șalăul. Doar șalăul? Păi e... Păi sau facem pe specii? Ce specii, domnule? Știu că nu se pune la mii pești. Știu că nu, dar poate dăm de o conjunctură cu niște avați frumoși, chestii. Da. Îi punctăm separat. Da. Deci ai zis că cu castingul nu se prea prinde, da? Da. Bine. Să le lămurim de la început. Se fumează la tine film? Da. Numai Dunhill. Ce fumezi? Blackstone. Și Blackstone. Se numără și atacurile? Bă, da. Cu dinți. Dacă da, îți dă urme de dinți. Mult culoarea, să știi. Dimineața pe culori închise. Eu n-aș fi băgat verde, dar... Vedem ce se întâmplă noi. De-aia dăm diferit, ca să tragem niște concluzii. Oare face valuri? Cum ai zis că o cheamă? Briana? Sunt două vapoare, Banatul și Moldova. Banatul face cele mai mari valuri. Noroc că nu suntem ancorați. Bună, foarte bună! Îmi plac la astea de 2500 de iepășani. N-are nimă, mă. N-are umărul ăla. Micioc? Dă-i cu miciocul, ce ai zis? Că nu-i bună culoarea asta de dimineață. Nu e așa de micioc, m-am glumit cu tine. Zi, mă. Să te motivezi. Nici nu știu dacă e șalău. O, da. O, da. Hai, hai, cu miciocul. Sacoși. Le liberăm frumos. 1-0. 1-0. Ia-mi eu. Știi ce nu o să recunoști tu? Că eu te-am adus aici. O voi recunoaște. Tocmai am recunoscut. M-a pus pe loc. E un loc bun. Am pus pe culoarea care a zis că nu merge de dimineață. Și uite ce s-a întâmplat. 1-0, deci ține minte. Păi bă, tu dai de alea sponsorizări, bă. Eu dau cu ce trebuie. Doșuna de grame. Exact pe pinte. L-ai luat de sus, este? Da, da. Nu, nu, exact unde trebuie am dat-o. Este, ăsta e mai mare. Mincioc? Pare de mincioc. Al doilea lanseu? Bagă. Știu că, mă. Și știu că.
Hai că am agățat-o exact cum trebuie. Asta iau eu. Deci mă, să nu te înțepeși. Asta o numărăm? Punctează? Numărăm. Ai zis că știu că nu-i pește. Mai devreme ai spus că știu că nu-i pește. Pe locul de șalău, da? Țac! Fără strună. Exact cum se cere. Avem copii, dar n-avem familie mare. Așa că putem să o eliberăm și pe dânsa. Frumos. O singură problemă avem. Dacă e cu plumele astea. N-am decât un plic de culoare asta. Ce cauți, mă, la jigurile mele? Băi! Acum o să fac ceva. Andrei, ne deplasăm sau mai stăm aici? Păi aș vrea să ne punem și pe epiu. Păi pune-te, mă, că ca să te pui bine, te pui în pași mărunți, mai David. Imediat. Acum o să fim cam pe el. Eu am pus un 10 grame, vreau să-ți spun. Să-i dau și pe ăsta sus. Bă, deci suntem pe epiu sau... Epiu, uite, îi îndrept cu tufa aia. Asta aici. Deci suntem chiar îndrept cu el. Bă, David, bă, când îți spun, nu-i de mincioc, dar gramaj ușor, exact ce ți-am zis. Mincioc, mă? Nu, mă, nu cred. Nu știu, vedem imediat. S-a mai îngreunat un pic aici la barcă. Dar e șalău, da, mă. E mincioc. Mă, David, vezi că cam crește scorul. Rămâi la noi. Ai, 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 ai. Când i-am zis, el a vrut să plecăm. Da, dă-i pe exterior. Eu îi prind până atunci, bine? David e încăpăținat astăzi. Da, nu e nicio problemă. 2-0 la șalăi. Aceeași gumă, gramaj mai mic. Am trecut pe partea din jos a pintenului. Poate vin și mai mari. Sunt convins că o să prindem și mai mari. Deci 2-0. Uhu! Păi ai venit de la Arad, bă, trebuie să am grijă de tine. Pe tatăl meu l-am lăsat la cazare astăzi, a zis că vrea să dea la caras, cum se zice la București. Așa se zice, caras. La voi, cum se zice? Caras. La caras. Așa că, la invitația lui David, am ieșit la o partidă de șalău pe Sulina. El e cu locurile, momentan eu sunt cu peștii. Dar sunt convins că se va echilibra scorul un picuț mai încolo, fiind unul dintre cei mai buni pescari de șalău, cel puțin pe zona asta pe care îi cunosc. Așa e? Păi de unde știi, bă? Păi știu, că vii zilnic, aproape că vii zilnic. Băi, Andrei, ăștia au fost semnalizați pentru tine, mă, special. Da, i-ai marcat. I-ai marcat. A fost ieri pe aici și mi-a marcat. Mersi, hai să vedem ce o să iasă. Dar sigur va ieși ceva bine. Începe să-mi placă partida de azi.
Eu am 36 și dragă, mi se pare că duce și mai mult locul. Să mă pun și eu în cul în spate, să mă uit la tine cum dai. Bă, trec două lume. Bă, dar trebuie să fi fost ăla și atât. S-a dat? Nu, tocmai. Bă, ăla al meu? S-a dat de glumă. A, este! Este! Mare? Bă, nu știu, dar de dat-o, dat-o cum trebuie. Târșia, vezi că mi-arunci oscilanta în apă. Nu știu de unde am ai cules-o. Ce fain odată asta. Pe târșeală de aici, mai aproape de barcă. Comestibil. Super comestibil. Deci trei? Da, te. 3-0. Băi. De adevăr, pe recomandarea ta am pus un 32 de grame apă adâncă și a l-a obosit. Zici că am trecut de zona unde cică se curentează. Joker and the Shed. Ei, na. M-am gândit că ar fi util să vă arăt cum se montează un jig. Vreau să-mi pregătesc un look să am de rezervă aici, în caz că mai rup. În primă fază se prasează cârligul pe lângă nălucă, în așa fel încât să măsurăm distanța cam pe unde ar trebui să iasă cârligul. Dacă nu sunteți siguri că țineți minte, puteți face un semn cu jigul, pe care urmează să înfigeți cârligul în nălucă, încercați să-l înfigeți cât mai drept și scoateți capătul cârligului în locul unde v-ați făcut însemnul. Și aveți o montură gumă cu jig perfectă. Dacă sunt probleme, în sensul că nu ați reușit să montați perfect cârligul drept prin corpul nălucii, puteți să apăsați pe nălucă mai tare până când se așează să fie perfect dreaptă. Țiplă. S-au sunat la 1-2. La 2-2. Dacă aveți. Trială, mă. Îmi dai voie să mă poziționez la cilișa? La cilișalele. Bă, dacă ai avut și tu, am avut și eu. Să mai prindem. Bă, David, ai cazul să-ți revii. Îți dau gume de la mine dacă vrei. Cam. Că văd că alea bune de tot... Îți spun eu ce trebuie făcut. 38. Nu, mă, la 32. Deci cu 36 abia o târșesc pe aici. Dacă te mai bagi puțin în interior, o să fie mai bine. Dar lasă-o momentan așa, că e bine. Ai avut o prezentare. Mi-a dat și mie. Atât că eu l-am și prins. Deci trebuie să o târ și pe interior, pe partea bă, ca să nu-ți iasă în afară. Uite, 32. Dacă mut lanseta pe partea elaltă, nu mai trebuie. Aici e și pragul, exact în prag. Trebuie să fie și un agățăm. A fost. Este! Băi, David, băi! Tot așa e. Tot aici aproape. Băi, David, băi, eu nu știu ce faci. Știu că m-ai amenințat. Bă, cu castul, cu... Bă, castul... Uite ce finut mâncă! Uite ce fin! Bă, băiat! Ia uite-te! În vora lor! Am mai pus prins? Ia, să vedem! Dar pe... De cine? De mine! Hop și așa! Încă un other particular! Doi, unul după alt.
Mie să-mi spui numai când vrei să-ți dau gume, da? Am gume. Mie să-mi spui când vrei să-ți dau gume. Frumos. Frumos, elegant. Dacă ar intra și mai mare, mi-ar place și mai mult. Șer. Scorul-i scor. Nu mai contează. Deja am probleme. Mai zici și scorul. Da-da-da-am. Întrerupem această frumoasă emisiune pentru a vă prezenta puțin echipamentul pe care îl folosesc când mă duc și pescuiesc la Dunăre. În cazul de față, pe Dunăre cu apă scăzută, apă limpede, practic gramajele utilizate sunt undeva între 10 și 44 de grame. În general, ca să acoperi o prajă atât de mare, ai nevoie preferabil de două lansete. Prima lansetă pe care o folosesc și cea cu care am pescuit și cel mai mult este, cred că, cea mai versatilă lansetă de pescuit la șalău. Este pe un blank fishing art de 5,25 de grame. Este, bineînțeles, o lansetă custom, de moment ce eu fac lansete la comandă. Este o lansetă Asava, după cum se vede. Este foarte versatilă pentru că are un vârf foarte finuț, este dintr-un grafit destul foarte rigid și în același timp și foarte senzitiv. Din acest motiv pot să pescuiesc ea cu gramaje de la, ce știu, un 3 grame până la un 25 de grame real. Pe aceasta am folosit-o pentru pescuit cu gramaje între 14 și 25 de grame pe Dunăre, echipată cu o mulinetă de bait casting Shimano Curado 71, o mulinetă foarte dragă mie, care merge foarte bine pe lansete, echipamente, ce știu, până în medium, medium heavy. Este o mulinetă cu raport mare de recuperare, tocmai pentru a recupera excesul de fir cât mai repede. Din punctul meu de vedere, este cea mai comodă mulinetă pe care o am, aceasta și Aldebaranul. A fost echipată cu fir de 0.15, inițial am avut-o echipată cu un PowerPro de 0.15, dar pe măsură ce am tot rupt, am rămas fără fir și am pus tot un 0.15, dar în cazul de față de la Sufix, Matrix Pro. O culoare turbată ca să fie cât mai vizibilă. Cea de-a doua lansetă pe care am utilizat-o complementează lanseta anterior prezentată. Este o lansetă care ia... Este dată până în 28 de grame, realmente duce mai mult, este un point blank de 7 picioare, un blank american. La ce ajută treaba aceasta? Te ajută să amortizeze foarte bine drill-ul peștelui, nu scapi pești în drill, dar în același timp te ajută să înțepi foarte puternic. După cum vedeți, este echipată tot cu mulinetă de bait casting. Bineînțeles, este tot o lansetă custom. Acum, bineînțeles, pentru că eu sunt cel care le fac și ar fi culmea să pescuiesc cu altceva. Așa. Ca și fir, pe aceasta am folosit un fir mai gros, tocmai pentru că o folosesc și la știucă. O mai folosesc și cu monturi offset, și anume cu cârlig ascuns, și atunci ai nevoie de un fir mai gros pentru că mai pescuiești în agățături să nu se taie atât de repede. Cu aceasta am pescuit cu gramaj între 28 și 44 de grame și chiar am și prins câțiva șalăi cu ea. Acestea fiind spuse, hai să ne întoarcem la frumoasa emisiune alături de David Neacșu, care, pentru cei care nu-l cunosc, este primul român care a organizat, a reușit să organizeze cu succes o expediție în Himalaya, pe Everest. Este un personaj plin de viață, plin de energie, o energie molipsitoare, care cred că radiază și din această filmare. Haideți să ne întoarcem la pescuit să vedem cum s-a terminat partida de astăzi. Ai dat acolo și ți l-a adus aici, este? Da. Aici, în spatele bărcilor, da, toți. Doi unul după altul și acum am mai avut mai înainte un țac. Vrei să ne mutăm mai sus? Cred că va trebui. Eu vreau să-i pun înainte 40 de grame ca să nu pierd loc. Merge fără nicio problemă 40 aici. Să-mi iau guma bună de șalău. Bă, pe absolut toate locurile unde am fost astăzi, am prins.
40, să vină cu 40. Că merge cu mai mult de 40 aici. Pă bune, cade încet așa, nu. Păi bon, e bine că cade încet. Ua, este. Este. Mare? Nu știu. E pare mai mare ca aia, dar nu-mi dau seama încă. Nu e chiar marfă de mincioc, dar 40. 40. Mi-e și rușine să zic scorul dacă scop ăsta. A, să nu-l mai băga. Dă-i pace. Dă-i pace. Hopa! Ești un om fericit! Un șalău de 5-0. Așa arată un șalău de 5-0. Și-a luat-o frumos. Și-a luat-o frumos. Așa arată un șalău de 5-0. Așa. Bă, echipa României mănâncă bătaie cu 8-0, băi. Cu 8-0? Nu m-am ambiționat. Eliberare ca la carte. Vai cum o dat asta. Vezi, mă, Andrei. Deci dacă sunt, nu, acum serios vorbind, dacă vrei îți dau gumă de la mine. Nu trebuie, mă, gumă, că nu de gumă e. Crede-mă. Tu crezi că e de gumă? După cum se vede, am pornit funcția de cartografiere a substratului. Aici se vede că mai devreme am trecut de un epiu și în general cam genul ăsta de locuri îl căutam astăzi. Epiuri unde apa scade brusc, veți vedea imediat unul în acest gen de loc. Vedeți aici din 8 metri, din 12 metri chiar, se văd și o grămadă de pești, inclusiv pe side mici, cât și pe sonar, pe 2D, 12 metri. E bine. Urcă în 7 metri. David confirmă că e bine. Noi ne poziționăm, sau cel puțin astăzi ne-am poziționat tot timpul deasupra lor, fiind mai ușor abordabile, în așa fel încât să agățăm cât mai puține înăluci. Un metru. Trebuie să avem exact aruncătura. Acum începe să scadă. Sunt două praguri, Andrei. E unul și cade pe 11 metri al doilea. Cum vedeți, am trecut de epiu, mergem în apa adâncă și ne pusem pe apă adâncă ca să dăm exact în zona asta de sus și să prindem mai pragul. Mai. Gata. Am ancorat-o. Avem un motor electric cu funcție de GPS care ne ține în loc. Acum cine prinde primul șalău? E? Peștele! Mincioc? Hai să vedem dacă punctează. Trebuie să aibă și limita legală. Care dă... 5 la 1. Se acceptă. Se acceptă. Și tu? Un loc pe care să prind și tu. Deja începeam să-mi fac griji. Asta e priponit de ieri, mă. Încheiem, David? Încheiem, da. Ți-a fost destul? Cu mine vorbești? Tu mă vorbești pe mine acum? Dacă stai cu capul mai aplecat, te vezi tot. Băi, Andrei, țin să te felicit pentru succesul repurtat, dar ți-e clar că mi-a fost rău puțin. Da, da, mi-e clar. N-am avut de mâncare, vai de capul meu. Oricum, ce? Mai avem și mâine o zi. Bă, eu numai atâta vreau să spui scorul. La șalău, că la știu că nici nu mai contează. Mai ții minte ce ai zis când am plecat de acasă? Băi, Andrei, uite care poveste. Chestia asta se întâmplă pe mai multe etape, înțelegi? Adică, asta e o etapă doar. Etapa 1. Etapa 1. Eu n-am făcut pariu pe nimic.
Păi n-am făcut niciun pariu. Dacă tu ai prins, gândește-te că ai prins pentru că te-am dus și eu unde să prins. Păi normal. Păi vezi, mă, există... Am fost pe locurile lui David, normal. Există. A zis, dă-i acolo, am dat, am prins. Eu n-am dat. A dat și el. Tot acolo, atât că el n-a prins. Auzi, ăsta e un film paralel cu ăla original? Nu, ăsta e filmul original și ăla o să fie paralel cu ăsta. Ăsta o să apară pe VSB? Da. Mă... Hai că vreau să-și arăt la ce am prins, dacă tot am prins astăzi bine pește. Spune și ața și... Și ața și firele și... Și năluca. Nălucine. Mai bine filmează geanta aia, că n-ai altele. Vă povestesc puțin și despre cum am pescuit. Să-l am martor pe David aici. Să nu zică după aia că am mințit. Astăzi am pescuit în general și în principiu și în esență cu două năluci. Am pescuit cu Joker Shad, o nălucă deja consacrată, și cu Super Shad de 10. Am amândouă pe dimensiunea de 10 cm. Le-am ales pe acestea pentru că informațiile după ziua de ieri erau că nu prea mănâncă șalău, e mai inhibat așa un picuț și acestea au o bătaie mai fină comparat cu alte năluci ce le-am întrusă. Am pescuit cu gramaje între 21 și eu chiar și cu 44 de grame am prins astăzi un șalău. Cam astea sunt gramajele. Da, în general cam 28-21. 21-28, cam astea au fost cele mai des folosite. Am pescuit deasupra... Ăla s-a gătat. Bateria. Am pescuit deasupra epiurilor. Unde găseam epiuri. Mai mergeam vreo 20-30 de metri și lansam cât mai precis pe ele, pentru că dacă am fi lansat după ele, agățam foarte des nălucile și nu prindeam șalei, bineînțeles. Ei au fost în apă destul de adâncă. Cam ce apă au fost? Între 6 și 8 metri. Între 6 și 8 metri, doar la prima oră am prins 2 șalei. Primii 2 șalei am prins pe apă de... Unul l-am prins chiar pe un epiu și ăla l-am prins în partea opusă, dar tot în apă mică, de 3-4 metri adâncime maxim. Ne retragem în glorie. Ne retragem în glorie. Scoatem sticla aia de bălincă de la congelator puse de taică-mă. Neapărat. Sunt curios ce a făcut și taică-mă. Dar pentru asta ne întoarcem la cazare. Și să avem firântii și pe mâine. Ne mai obosim câteva zile în delta. Nu prea îmi convine, dar până la noi aventuri, să ne auzim cu bine și fire întinsă. Deci am fost inspirat. E de micioc. Dă-te așa că stai de mincioc. Domnul Andrei, te felicit. Din nou. Deci aici ai avut atac? Da, mă. Serios? Pe cuvântul meu. Ți-am și zis, băi, am avut atac. Este! L-a scăpat! Da, nici nu mă bucur. Frumos! Ei, ne dă tuțu. Ia să-i mai dau. Oricum la alt sitef a dat mai hotărât. Mai înainte am dat cu o gumă. Cu ce-i de-a cazandrei? Păi, am dat foarte bine cu... Ieri m-am încăpățânat să nu dau cu gumele pe alea, dar nu mai fac alea. Dovadă-i scorul strâns. De astăzi. De astăzi. Chiar îmi pare rău că n-am insistat și eu ieri pe gumele.
numele tale, am ieșit ca pe lumea de care am tot prins în viața. Și asta e viața. Una peste alta, chiar se noctează.